Salutare oameni și m-am găsit un nou joc pe canal. Jocul se numește Eyes of Man și este un joc de motociclete. Muzica este puțin extremă. Avem 3 trasee disponibile, o să vedeți imediat de ce. Hai să vedeți harta inițială. Așa arată ea. 60 de kilometri. Poți să alegi câteva opțiuni. Suntem pe setări destul de bune din partea de control, o să vă explic imediat în timp ce fac cursa, pentru că va fi o cursă. Vedeți acolo în dreapta sus cât zice că durează? Ca asta o să dureze și să merge cu 250 constant. Așa că hai să-i dăm start. Așa arată toată insula, de aia se numește Eyes of Man. Și pe traseul ăsta s-au făcut, pe insula asta s-au făcut vreo 5 trasee, nici am înțeles. Cea mai lung fiind turul insulei. Și băi, interesant, n-am ce zice. O secundă să văd volumul, e ok. Audio, muzica puțin cam tare, dar nu contează. Așa, aici aveți la stil de a conduce și avem toate asisturile pornite. Cu excepția la Raceline și jucând pe controller de Xbox One pe PC. Am jucat cu asisturile pe off. Nu este imposibil, dar se blochează foarte ușor rata de față, se zboară foarte ușor pe spate dacă dai talpă când sari sau când iei viteză și urci. E destul de tricky jocul, așa că lansat ca asistele pornite. Avem o motocicletă care atinge, teoretic e cea mai rapidă, atinge 330 de km la oră. Dar, da, haideți să vedeți cum e de ce asta. Titlul probabil ce o să vă pun să faceți, ce să numărați de câte ori am căzut. Pentru că o să cade foarte multe ori, adică e așa, n-ai cum să nu cazi. Bun, acum ce m-am apucat să joc jocul ăsta, îmi place care free roam, apropo. Dacă e valut pe cursul ăsta, dacă nu durează foarte mult. Se aplacă foarte mult, face scântei. Acolo în dreapta jos vedeți că aveți temperatura la frâna de față, aia de sus, și jos e frâna de spate, după aceea sunt cauciucurile. Dacă lovești bordura aia, sunt șanse foarte mari. Uite, aici o să cad, că n-am frânat din timp și nu puteam să iau virajul. Deci asta e prima căzătură, da? Deci să le numărați, să-mi spuneați la sfârșitul videoului câte căzături am făcut. Și cauciucul ăla, vedeți că deja partea de sus, la portocaliu, a început să se degradeze. Adică după două lepuri de-astea, pierzi cam tot cauciucul ăla. Așa, mai aveți camera asta, care se pare imposibil de condus. Camera asta, asta și eu joc din camera asta. Bun, și acum hai să facem performanță. Să-l prindem pe ăla din urmă. Deci am frânat din timp. Uitați-vă, mi-a ajuns aproape la 500 de grade frâna pe față și totuși n-am reușit să iau virajul ăla. Trebuie să înveți un pic traseu, să știi când să frânezi, când să accelerezi. E un traseu destul de dificil, chestia asta că urci, cobori și bordurile alea sunt criminale, pur și simplu. De multe ori, când vezi că te apropii de o bordură, te iau emoțiile că știi că o să pici. Și aici am luat un 300, cu greu. De exemplu, aici la săritură, dacă n-am asisturile pornite, se ridică pe de spate și cade. Aici intră tax și control. Frână și talpă. Viraj la 250 la... Spuneți-vă că nu e puțin claustrofob așa, adică parcă e mic traseu pentru motocicletă, că depindem pe ăla din urmă. Vim cu 310 plus. Frânăm un pic, dăm drumul și mă mir că n-am căzut. Asta pentru că n-am accelerat pe viraj. Hai să nu mă uit în spate că o să fac accident. Acolo scrie la punul din 6, să facem doar un lap, pentru că să vezi că cursa durează foarte mult. Acolo în stânga, unde este harta, vedeți că aveți o bară albă. Atât la sută am făcut din traseu în condiția care merg cu 280 constant. Deci mi-am venit de făcut 50 de kilometri din 64. Și cam asta e viteza medie cu care vom merge, să zic așa, undeva la 160 ceva. Spre 200. Asta și dacă forțez un pic, adică tot... Bun, hai că aici ne-am descurcat destul de bine. S-au încălzit cauciucurile de față destul de tare. Pardon, ăla de spate se va încinge mai tare, pentru că ăla când te apeci așa și dai talpă, tinde să patinezi un pic între track și controlul.
și atunci să se încălzește mai tare, pentru că practic faci micro drifturi pe rata de spate și na. E prima rată care o să vrea să patineze. În schimb, rata de față poți să o încălzești dacă frânezi pe viraj destul de tare. Bine, și dacă e viraj la viteză foarte mare și acum trebuie să frânezi deci. Uitați-vă de când am frânat, da? Abia am ajuns la 120, încă puțin. Cheamă talpă. Fără copac, fără copac. Da, bun. Așa, frână, frână. Talpă. Și când vedeți că tremură așa, tinde să pierd, să își pierde echilibru și dacă n-ai avea asisturi, le-ar cădea. De cele mai multe ori. Uite, vezi că face hopurile astea. În mod normal, atunci nu trebuie să accelerezi. Fiind cu asisturile pornite, îmi permit să accelerezi. Face cât de mult se apleacă. A, uite, a căzut aici. Trebuie să am și mai puțină viteză aici și trebuie să mă arunc după o parte pe alta. Dacă poți face asta la viteză mare, trebuie să te încadrezi din timp și trebuie să n-ai viteză prea mare. Da, nu contează. Momentan suntem pe locul 1. Și îmi place cum s-au de vântul ăsta. E un efect surprinzător de plăcut, adică îți dă senzația de viteză. A, n-am căzut. Așa. Așa. Am căzut. Da, a patinat spatele. Cu tot cu trac și cu tot, că am lovit bordura. Da, deci nu uitați să numărați câte căzături am. Că nu le număr. Mamă, uitați-vă că s-a pleacă, doamne. Și l-am dat, o să fie niște viraje în care... Rip. Sunt niște accidente astea vitezii mici care se zice că ar supraviețui. Nu, motorul nu e damage. Mai bine că altfel nu termina niciodată cursa. Hai, vezi? Am accelerat pe viraj, am lovit, am atins bordura și s-a dus. A depășit ăla. Bă, stai în spate. Așa, și acum virajele astea la început sunt puțin mai dificile, după aia mai cum mai e traseul. Adică o să fie mai multe porțiuni de astea puțin mai drepte. Am cum vin din urmă. Frena. Și... Wow, m-a călcat ăla. Mam. Trebuia să frânez puțin mai mult, să mă aprind mai din timp și reușeam să iau virajul. Problema e că aici urcai și se desprind roțile, intră track și control, intră ABS-ul și tind să mori, să cazi, adică... Deci trebuie să te arunci invers și pe aia dai talpă. Pe aia stai, a plecat, a plecat și pe tare, iar îi dai talpă, să-l prindem pe fraier. Uitați-vă voi cât de ciudat e și cu copacii aia cât de aproape. E mișto făcută harta, n-am ce zice, frână, opa, frână, frână, frână. Mersi. Stai, boss-ul în spate. Așa. Bun. Și... suntem bine. Hai. Opa. Am sărit. Ah, și am căzut. Ah, și abia am făcut 40 de km. Abia am făcut 40% din traseu. Și deja au trecut 6 minute, adică... Bine, când încep să nu mai pic, mamă, ce căzătură, când o să încep să nu mai pic și o să merg așa mai fluid, zboară mai rapid timpul, dar că totul e așa la limită, o să vedeți. Dar momentan sunt parțial atent, vă povestesc și de joc și încerc să nu cad atât de mult. Acum cad puțin comparativ la început, ca să înțelegeți, adică gen acum chiar joc binișor. Se poate mai bine, evident, mai ales fără asisturi, parcă e alt joc. Motocicleta parcă e puțin mai agresivă și e mult mai ușor să-i pierzi controlul. Și totodată mai are o chestie interesantă. Acum controlăm frâna ambele deodată, adică frânează față-spate sincron, dar poți să controlezi frâna decât față sau decât spate. Ceea ce mi s-a părut oarecum destul de interesant. Mamă, cum e pe aici. Ați văzut cât de aproape am trecut constant de bordura aia? Uite, aici a sărit și a pierdut controlul. Talpă! Aproape l-am prins pe ăla din nou. Așa. Oricum avem timp să-l prindem. Iar aici a sărit un pic, că am avut prea multă viteză. Săriturile alea decurg în două feluri. Ori aterizezi cum trebuie, ori pierzi controlul. Da, totuși merge cu 290 la oră pe viraje.
vedeți și voi, adică și 200 la oră e mult. Așa, aici frână, lăsă liber talpă. Și-l prinde pe fraier din urmă. Spuse fraierul care a căzut de câte ori. A, fără bordură. A, merge să arunc motocicleta mea, nu, motocicleta lui, să cadă și el. Dacă vă întrebați la coliziune dacă pică și AI-ul, da, pică și AI-ul. Are și multiplayer jocul. Uite, săritura asta este... aici trebuie să fiu cu 50 la oră. Deci n-ai ce să cauți cu viteazul care am venit, dar mereu o ratez pe asta. Și mai ales cu frâna... trebuie din timp, trebuie să te poziționezi cu corpul cum trebuie și pe viraj, cum trebuie să poți să iei din timp, adică altfel nu. Aici am sărit, mutez aparata de față. Aplecăm, stăm aplecat. Acum începe să frânăm tare. Așa, aplecăm total. Mă total invers. Nu! Rip. Ok, am făcut jumătate de cursă. În 10 minute. Iisuse. Vezi cât de mare e harta, adică îmi place cum au reușit să facă scaling-ul. Când se arată așa harta de sus, ca insula, te aștept să dureze 5 minute cursa, maxim 5 minute. Și cu toate că mergi cu viteza asta și se mișcă și repede asta, adică ai senzația de viteză. Uite, a căzut fraierul. Așa. 326. Aoleu, aoleu. Mama, mama, frate. A, am căzut. Nu pot să iau viraj, nu pot să iau viraj, nu pot să iau viraj. Da. Așa. Bun. Și acum... frână. Bă, nu mă depui și tu pe mine. Așa. Și inconsistențele alea care le-au zis la motor sunt traction control-ul care intervine și nu mai accelerează ca să nu se ridice pe roata de spate. Că... asta pot observa că pe linii dreapta accelerează cursiv așa. Dacă când sunt pe viraje și mai au cât o groapă, sau de când mai accelerează cursiv, sau de un uite acum, chestia aia, ăla e track și control. Da, e mișto că la motocicletă au băgat track și control. Chiar există și în realitate, adică nu că au băgat-o în joc. S-a făcut ceață, din păcate. Frână, 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 talpă. Așa, plecăm invers și l-am depășit foarte frumos. Mai că am impresia că am prea multă viteză pentru zona asta. Așa. Chestia e că și o forță destul de tare, adică sunt multe zone în care n-ar trebui să am atâta viteză ca să pot să iau virajul ușor și cu toată forțez destul de tare. Frână, 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 frână. Na, nu, aoleu, da. Și te ține așa în priză oarecum, mai ales viteza asta. Dacă jucai și voi o să înțelegi, gen, în permanență parcă te să nu te lovești de bordură sau să nu părăsești asfaltul. Bun. Mă frână mai din timp. Tare, tare, tare. Și acum sunt maxim pe frână și abia am reușit să iau viraj. Căzătură prostescă, la viteză mică. Bun, încă puțin. Aici sunt maxim pe frână și nici nu s-a simțit, ați văzut? Adică, despre ce vorbim. Stai în spate. Frână, liber, talpă. Și acum iar frână tare, 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 tare. Accelerăm. Și acum frânăm tare, 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 tare. Plecăm total. Mai frânăm un pic și pe aia îi dăm talpă. Că altfel acolo n-ai cum să-i virăși. Mai era frânăm un pic, lăsăm liber. Așa. Frână, 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 frână. Mamă, cum e virajul ăsta. Frână iar rău. Tins un pic. Frână iară. Deci, aici e problema e că și urci, mai sunt și hopurile astea mici care îți aruncă cauciucul. Și
pierzi aderența, știi, și e suficient cât să pierzi controlul. Tare de tot, ne aplecăm total. Mai frunat un pic, că altfel ieșeam în bălării. Și de aici devine un pic traseu mai de viteză, să zic așa, parcă. Parcă mai, nu mai sunt viraje de-astea așa. Mam. Excesive să numim. Am un cântare pe viraj cu frână. Frână talpă. Oh, oleu, ce era să... De două ori era să ies în bălării, ați văzut și vedea. Așa. Și acum ne aplecăm totalul. Frânăm un pic. Iar frânăm. Frână tare, așa, mă. Aici am mai apus să vezi virajul un pic din timp și te ajută. Dar când mergi cu viteza aia și n-a pus să vezi, e nasol. Am cum e pe aici. Și vedeți aici că cu toate că merg cu 260 la oră, durează mult cursa, mai avem încă 16 km. Trebuie să ne aplecăm. Nu, trebuie să lăsăm, să începem să frânăm tare. Iar frânăm un pic, lăsăm liber, talpă. Asta ziceam că zona asta e o porțiune mai de viteză așa, adică poți să forțezi destul de tare viteza pe aici, îți permite drumul. Faza e că trebuie să știi să te încadrezi un pic. Ca să poți să iei virajele, altfel n-ai nicio șansă. Și la fel frânează în linie dreaptă aici, dai drumul și te pleci. Și dacă mai ai nevoie frânezi decât 10-30%, ceva în genul, când mai mult de 50% deja e mult 50%. Merg cu viraj pe 230 că-s Formula 1 cu asta. Așa, punem pe partea asta, frânăm, începem să ne aplecăm. Am cu 180 virajul ăsta. Se putea mai bine. Uite, săritura aia, zis, micro săritura aia, dar la viteza aia... Na, nu mai căzusem de mult. Da, uite, am avut bordura. Aici e șina de tren. Vedeți? Bun. Și mai sunt încă două trasee, nu știu cât durează alea. Le-am făcut, dar nu m-am uitat la timp. Asta știu că durează undeva la 15-20 de minute și e doar o cursă. Aici frânăm tare. Îmi place cum faci și evacuarea când nu accelerezi. E reușit sunet, să zic așa. Mamă, puteți să vă pe aici, să mergi cu viteza asta, să iei virajele la viteza asta, mi se pare incredibil că poți. Frânăm tare, ne aplecăm și începem să accelerăm, că mi se permite și mai avem încă sub un kilometru și terminăm cursa. O frânăm tare, ne aplecăm în și talpă. Poate ne batem recordul. Tare. Niciodată n-am știut virajul ăsta până acum cum trebuie, mereu am căzut. Cu toate că de data asta am fost mai aproape să nu cad. Așa, bun, mai avem 6 km. Uite ce drum frumos înainte. Ce viteză maximă. Poate să frânezi de să rupi, gen de aici. Uitați-vă cât durează să ajungă la 100. Bun, acum iar linie dreaptă. Și aici pe 37 și sunt la minutul 17. Nu, săriturile alea cum sunt fără asisturi, n-aveți idee, aici frânăm tare, lăsăm liber și ne aplecăm. Cu talpă, ne aplecăm cu talpă, așa. Ne trebuie să facem și noi 19 minute, vreo 20. Iar frânăm. Ne plecăm și talpă. Aoleu, nu, așa. Era să cad.
De aici se încălzesc cauciucurile, patinează și fața patinează și poate dintre trec și controlul intra ABS-ul, aici ar să rup frâna. Așa. Și se încing, uite, am ajuns la 100 de grade pe față. Frână. Așa. A, mă, ce urmează în față, pe bune. Frână. Așa. Ce frânăm rău de tot. Frână, așa. Oh, prea mult. Mâna am căzut încă, ceea ce e bine. Doamne, cum e traseu pe aici. Și cât de bicicletă. Deci de cum de motocicletă. Și gata, în fața avem finish-ul. 18.52, eu sper să fac 19. Nu cred că o să fac. Sau? 18.59, bun. Cam ăsta a fost episodul de la Eyes of Ben. Jocul găsiți pe Steam, parcă? Da. Și... dacă sunteți fan de motociclete, vă recomand. Au o varietate destul de bună și la motociclete. Au și puțin tuning, dar nu vizual, gen pe partea de componente, să zic așa. Poți să îmbunătățești un pic, da, chestii minime, adică nu vă gândiți la tuning major. Dacă vreți să experimentați așa cum trebuie, să zic așa, v-aș recomanda să jucați pe un controller, cu totul pe manual, inclusiv frâna, să acționezi frâna spate și frâna față separat, ceea ce mi se pare destul de interesant. Și atunci o să simțiți cum e jocul ăsta ca simulator. Eu momentan am jucat în stil arcade ca să reușesc să scot un timp bun și să vedeți toată harta. Ți-a fi spus, sper că a luat acest episod și până la următoare, la revedere. Pa, pa!